Un român acuzat că a contribuit la distribuirea unui virus informatic care a infectat peste un milion de computere și a provocat pierderi financiare considerabile la nivel mondial, a fost extradat în Statele Unite. Conform Digi24, Mihai Păunescu, în vârstă de 37 de ani, este acuzat că a gestionat un serviciu de găzduire care a contribuit la distribuirea virusului Gozi. Acest virus fură informații bancare personale, rămânând în același timp nedetectabil. Păunescu s-a prezentat la o primă înfățișare lunii la Tribunalul Federal din Manhattan, unde s-a dispus reținerea lui. Potrivit procurorilor, Gozi a fost unul dintre cei mai distructivi virus din punct de vedere financiar din istorie, provocând victimelor pierderi de zeci de milioane de dolari, scrie Ager Press. Virusul a fost descoperit pentru prima dată în 2007 și a infectat cel puțin 40.000 de computere în Statele Unite, inclusiv peste 160 de computere aparținând administrației naționale, aeronautică și spațială. Păunescu a fost extradată din Columbia în urma arestării sale anul trecut și a fost acuzat de conspirație pentru comiterea a unor fapte de intruziune informatică și de conspirație pentru comiterea de fraude bancare și electronice, relatează Digi24.